Cornicule Sapietu, satul meu de Baștină. Ies pe strada Bucovinei, pe lângă Chișinău Arena. Profit de vremea posomorâtă, uneori ploioasă, ca să nu mă ardă soarele. Merg să fac campanie onestă, gratuită, ecologic curată, cum îi stă bine lui Brega. Candidatul pe bicicletă. Mă rog de camera asta GoPro șmecherească, mulțumesc celuia care mi-a donat-o. O să o prins cu un brei de haină, de ghidon. Și să arăți lumea sau să te arăți cu tine lumii. Pedalez spre casă. Candidez cu verzi. Vreau să-mi prospătez clasa politică. Vreau politicieni onești. Și mai ales politiciene. Votați verzi ecologiști. Nu-i chiar floare la ureche. Pedalez 100 de kilometri. Da, nici nu e un capăt de țară. Cred că primii 10 km am făcut. Am oprit aici la DOS, lângă un magazin de îngos, ca să-mi cumpăr lichide. Și ce lichide crezi că am găsit? Lapte vegetal. De migdale și de cocos. Vânzătorii au zis că ei nu știe care e lapte vegetal și când întreba oamenii lapte de post, de ce că n-are. Și acum au aflat că laptele este de migdale și de cocos cu 33 de lei. E vegetal. Dar nu l-au vândut? Nu vând cum întreba oamenii, dar pentru că nu știe de care. Cap patrat și cu mintea prin colțul. Trebuie apă, dar eu bag ea ca și mâncare și apă, all in one. Stau la taifas, girofarul nu-i pornit. Gata bucuria. Se termină acostamentul lat, adecvat pentru pedalat, și acum trebuie să ies pe carosabia. Bine că nu-s drumurile hârtoate, cum era câțiva ani în urmă când am mai pedalat singur sau cu persoane în grup. Recomand, îndrăznit, pedalați ca Brega. Am făcut un sfert de drum până acasă, jumătate din drumul până la Orhei. Acum 20-21 de kilometri. Am un deal mare aici la Peresecina. Și după ce un deal mai mic când într-un codre
după Ivancea. Și după aceea e drum drept mult până la Sângerei. Ultimul deal o să fie doar la Prepelița, Pepieni. Și o vale mare până acasă. Cam așa e drumul bicicliștilor. Cu bucurii și scârbe. Da, da. Șoferii mă salută, până acum sunt prietenoși. Mă bucur. Mă invidiază, vor și ei și ele să pedaleze. Probabil. Nu știu, cum fac? Ei de acord. E de acord, dar nu se unește. Înseamnă că e numai cu vorba. Și fel de acord dacă nu se unește. E întregit Moldova, de făcut împreună toți să scutărâm, să-i dăm jos pe bandiții ăștia. Ei doar Chiură au repetat cuvintele. Să-i unim toți forțele împreună, să-i dăm jos. Cu vorba așa auză, să unim și nu unim pe nimeni. Merge singură cu partidul ei. Adică ei nu candidează, dar partidul ei nu a luat pe nimeni. Partidul ei nu a luat pe nimeni. Partidul ei, lista, e recunoscut de Europa. Vezi pe voi, puțin vă știu, numai Germania vă știe, da. De ce? În țări scandinave sunt verzi, în Marea Britanie sunt verzi la putere. Nu, doamne, cum de făcut să vă uniți odată toți? Noi vrem odată cum s-au unit în Germania toate partidele. Nu s-a mai unit nimeni în Germania, toți sunt separat și lumea câștigă, votează verzi pentru că au văzut că lucrurile merg rău în natură. Merkel, dacă e în partidul verzi... Merkel a fost 10 ani, au văzut că nu prea face mare lucru și că nemții o să voteze verzi de-am. Dar vezi, poate așa e chip de unit. E... Partidul e bun, eu știu pe ăsta cu Marenuța. E băie de treabă, dar fășiți cumva și uniți-vă cu dânsa. Mai încercați odată, e nasă de... De-am e târziu, de-am votați cum vreți, galben ori verde și după aceea culegeți roate. Fericirea bicicliștilor! Valea și curba! Trei ore jumate am ajuns la Orhei. Deci am jumătate de drum pedalat. Mă gândesc să fac un popas aici pe malul Răutului. Știu eu un local la Pelivan, la kilometru 55 după Chișinău. La Orhei. Am ajuns, vrei, nu vrei, în drum spre casă. În timp de pandemie, e mai cinstit și mai corect așa să defilez cu drapelul tău, cu simbolul electoral. Fără să interacționezi direct cu oamenii, pentru că e risc de infectare. Chiar dacă eu sunt vaccinat cu a doua doză deja, dar cei mai mulți aici în Moldova sunt corona-sceptici și nu se vaccinează. Sau ar vrea să se vaccineze, dar nu sunt disponibile decât doze de Sinopharm, Sinovac și mai nu știu ce. Și oamenii își doresc AstraZeneca, măcar Pfizer sau Sputnik. Până la urmă nu contează, tot e mai bine cu orice vaccin decât deloc. Carpe diem, profită de ziua de azi, dar nu uita că avem nevoie de un viitor verde sănătos. Am pedalat 72 de kilometri ca să ajung la Mândra, Telenești. Și acolo Mândra crește mac deasupra. Aveți grijă cu cine vă legați. Carpe diem și votați floarea soarelui. Ia ca și negurenilul, ciprian, ciripan, cum îl cheamă, cărchelan, glumețul, tante Dora Show. Și aici termină drumurile bune. De un veac așteptăm să le repare și nu reușesc. Guvernare după guvernare nu e capabilă să termine
20 de kilometri de drum între Ratuș și Sângerii. Drum în lup, 80 kilometri. Nu știu fel de lucru, că nu lucrează nimeni la data și la ora asta. E adevărat că e vineri seara, dar vin alegerile, băi, măcar prefaceți-vă că lucrați. Colegii mei din sud deja au găsit răsărit în Florida, dar eu că-s la nord, acum în raionul Telenești, încă n-am așa bucurie decât asta în Florida pe drapel sau aceea de pe Lozincă. Dar nu-i baie, în iulie înflorește răsărita, oameni buni. Aveți grijă ce votați, să nu vă treziți cu ambrozie sau cu ciulini la toamnă. Votați floarea soarelui, simbolul Partidului Verde, ecologist și progresist. Brega candidează al doilea. Numai în jurul iazului de la Verejeni e o bucată de drum mai bun. Și aici numai o bandă doar pentru mașini. Noi, bicicliștii, suntem condamnați să mergem prin hârtoacă. E, dar măcar vedem peisaje frumoase, admirăm natura, salutăm cățelușii abandonați cu ajuns ei aici, scaute de mâncare. Așa-s oamenii, niște javre. Cât le interesant, țin, dresează cățelul, când s-a plictisit, l-a abandonat. A trecut pe lângă mine un tir cu metal uzat și a numărat vreo 10 porți în cele două remorci. Și m-am întristat, porți metalice lucrate manual, care poartă în ele istorie și planuri și eforturi, energie și bani, ce nu pot fi refolosite, revopsite, măcar dați-le celor care n-au porți deloc. Dar să le arunci la metal, să se ducă la topit, atâta muncă, asta mi se pare risipă. Și nu e adevărat că moldovenii mor de foame. Poate că unii suferă într-adevăr de inaniții, subnutriții. Dar alții, iată, aruncă poarta părintească și își fac alta, mai bengoasă, mai scumpă, pentru că au cu ce. Pentru că consideră că asta e important. Dar nu prea cred că asta e important. Ghini că-ți venit. Asta e tot ce a mai rămas din fosta fabrică de vinuri de la Prepelița. Cu un mozaic haotic pe ziduri și cu șantier probabil. Cineva vrea să facă un depozit aici. Da, cântarul industrial nu o să mai funcționeze aici. Cel mai probabil rămâne în istorie. Haideți să construim un viitor altfel. Izvorul de la jumătatea drumului e bun prilej de a opri să bei apă, mai ales dacă vii pe jos sau pedalezi ca mine. Și văd că i-au băgat furtun ca să nu se mai adune aici apă. Se duce în spate. Că vine, apa asta vine de undeva, de pe deal, de acolo. Acolo e stația Antigrindina, un centru de coordonare a punctelor rachetare din zona Sângerii Telenești.
Deci suntem protejați de grindină. O, dar aici e mai rece apa. Vine din pământ. Ah. Și acum să bem. Sunt probabil că e sănătoasă. Are nitrat, nitrit și tot ce vrei din solurile patriei. După agricultura intensivă sovietică și alte forme de poluare moderne. Dar dacă alta nu-i, până ajungem noi verzi la guvernare, ne uităm dintr-o parte și ne minunăm de poluare și promitem să facem altfel. Ia cât am și pe dealul pepenelor. Vin să-i aduc mamei soarele. Aici mă întâmpin în fosta bază, fostul depozit de ierbicide, pesticide, îngrășăminte și alte chimicale din agricultura intensivă sovietică. Solul e foarte puternic contaminat, chiar miroase urât când treci pe lângă el. Dar ultima dată când am fost pe aici cu colegii din Partidul Verde Ecologist, am înțeles că am putea să ne lămurim cu locul ăsta periculos, contagios, puturos, cu ajutorul NATO. Și că NATO are și tehnologii și specialiști în decontaminare chimică. Iată de ce credem că e o idee bună să strângem relațiile cu NATO până la aderare și renunțarea la neutralitate, ca să fim și sub umbrelă de securitate. Și iată, să putem scăpa de astfel de otrăvuri. Așa că gândiți-vă să luați în serios opțiunea Partidului Verde Ecologist. Un partid pacifist, dar și pro-NATO. Bună seara! Și acum până acasă e numai vale. Valea! Iuha! Verificăm frânele. Sunt bine. Și valea! S-o copta gotile. Am prins una de mers. Bim nu mai recunoaște. Hai ca-n stă latru și eu, amoș. Bună, mama. Bună. A venit băiețelul.